Binecuvântat să fie numele Domnului, preiubiții mei ascultători, și în această seară suntem aici, în această casă de rugăciune, și am vrea din nou să avem un cuvânt de învățătură din Cartea Domnului. De această dată am citit un cuvânt din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, care spune, îl repet, și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Ceva asemănător scrie și în Efeseni, în capitolul 3, versetul 11 din capitolul 4, iertați-mă, spune, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Mi-am propus să vorbesc în această seară, în această dupămasă, despre felul de organizare a lucrării Domnului în lumina Noului Testament, în biserică. Pentru că spuneam într-o predică, unele din cauzele pentru care ne-a scos Dumnezeu afară din casele de rugăciune este că, inclusiv din punctul acesta de vedere, există niște derapaje de la litera Scripturii, de la Spiritul Bibliei. Vreau să vă spun din capul locului că întotdeauna, din punct de vedere al celor care îl slujesc pe Dumnezeu, alegerea într-o slujbă, într-o lucrare a cuiva, îi aparține lui Dumnezeu. Adică un om nu poate să aibă o inițiativă proprie și după propria lui inițiativă să se implice sau să nu se implice într-o lucrare. O să vă dau câteva versete din Biblie ca să vedeți că pe tot parcursul Bibliei, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, alegerea în slujbă, în lucrare, o inițiativă aceasta a lucrării vine din partea lui Dumnezeu. Și o să vă spun de ce. Dar mai întâi câteva versete. De exemplu, a avut Iacov 12 fii. La un moment dat, din acești fii, Dumnezeu alege pe unul pentru o lucrare deosebită. Bineînțeles că frații lui, familia lui, tata lui și mama lui n-au priceput. Și atunci când vine și le spune de înștiințările pe care el le-a avut, atunci când începe să le povestească visele prin care Dumnezeu i-a făcut de cunoscut că va fi ceva special cu el în viitor, frații încep să-l urască, încep să-l prigonească și tatăl său să-l mustre. Tatăl său, ce înseamnă visul acesta, îi spune, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Știți istoria lui Iosif, nu o să insist, dar există mărturia pe care el o face de ce a ajuns în poziția în care a ajuns. Nu pentru că era mai isteț, nu pentru că era întâi un născut, nu pentru că știu eu... A vrut tatăl și frații lui să-l promoveze într-un rang superior și el spune explicit în capitolul 45 din Geneza, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Alegerea acestui om ca să păstreze viața lui Iacov, a fiilor săi, a națiunii evreiești, dacă vreți, pentru că Iacov era continuatorul acestei seminții pe care Dumnezeu a ales să o înceapă cu Avram
apoi prin Isaac, Iacob și așa mai departe, cei 12 copii ai lui. Și l-a ales pe Iosif să țină în viață, să salveze acest neam de la pieire. Și cu multă vreme înainte, am spus într-o predică, citând un cuvânt din cartea prorocului Isaia, care zice: Domnul m-a făcut o săgeată ascuțită și m-a ascuns în tolba lui cu săgeți. Această săgeată ascuțită cu care Dumnezeu a tras de acolo, din Canaan, până în Egipt, a fost Iosif, alegerea lui Dumnezeu. Bineînțeles, avem multe exemple în Biblie. De exemplu, Moise. Printr-o, aș zice eu, acțiune miraculoasă a lui Dumnezeu, Iosif, într-o vreme de cumpănă pentru națiunea lui evreiască, i-a fost cruțată viața, i-a fost salvată viața. Mai mult, nu numai că a fost scos din apele Nilului, unde l-așezaseră părinții, nu știu cu câte nădejde de supraviețuire pentru el, un râu mișunând de crocodil și un copil care plânge, nu știu cu câte nădejde și cu câte speranță, l-au așezat în apele Nilului, dar Dumnezeu hotărăște ca acest copil să trăiască, dar nu numai să trăiască, ci să fie crescut la curtea lui Faraon, să se bucure de toată știința și înțelepciunea Egiptului, despre care aflăm mai apoi din Scriptură că el i-a disprețuit și a preferat mai departe să se facă părtaș ocării și umilirii poporului său, care era sclav. Și Dumnezeu îl alege pe Moise. Bineînțeles că Moise refuză. Și de câteva ori încearcă să-l convingă pe Dumnezeu că el un om gângaf, un om cu dizabilități în vorbire, să fie un lider, să fie un conducător, să fie un judecător, să fie o căpetenie, să fie un om care să face o lucrare așa de mare, să elibereze un popor de sclav. Trebuie să fie un bun orator, un bun organizator, un bun strateg, un bun, știu eu, multe. Dar mai ales să poți comunica, chiar dacă ai niște daruri înăscute, native în tine. E, bineînțeles că Dumnezeu nu se lasă convins de refuzul lui Moise și îl obligă să meargă și îi dă și ajutor pe Aaron. Ce am vrut să scot în evidență este că n-a fost alegerea lui Moise, ci a fost hotărârea lui Dumnezeu. Avem foarte multe experiențe de acest fel din Biblie. Atunci când evreii cer un împărat, mai întâi este ales Saul. Apoi Biblia spune că Dumnezeu l-a ales pe David, un om după inima lui, care era păstor. Zice: te-am luat de dinapoi a oilor, ca să te fac păstorul poporului meu Israel. Alegerea a aparținut lui Dumnezeu. Avem pe Ilie Tishbitul, un om pe care Dumnezeu îl alege ca proroc, la momentul când trebuie să fie schimbat din slujba aceasta, pentru că avea de gând să-l răpească. Spune cuvântul Domnului că Dumnezeu i-a spus la Ilie, printre alte lucrări finale pe care trebuia să le facă, să lungă pe Jehu, ca împărat al lui Israel, pe Hazael, împărat al Siriei, și pe Elisei, proroc, în locul tău. N-a fost alegerea lui Ilie, n-a fost dorința lui Ilie, ci a fost hotărârea lui Dumnezeu. Și bineînțeles, Biblia spune că Ilie s-a dus, l-a întâlnit pe Elisei, fiul lui Șafat, s-a aruncat mantaua peste el, ceea ce însemna că lea în slujba lui. Și a fost ucenicul lui Ilie, turna apă pe mâinile lui Ilie. La rândul lui Moise, când a trebuit să-și aleagă un urmaș, Biblia spune că Dumnezeu i-a zis: ia pe Iosua. Cine era Iosua? Era slujitorul lui Moise. Bineînțeles că nici un general de armată nu și-ar propune ca să lase la conducerea unei armate pe care o condus-o până atunci pe ordonanța care îi făcea curat în cabinet sau care îi peria hainele sau care îi pregătea ținuta de a doua zi sau care îi făcea diferite comisioane. Nici un general.
Niciun rege n-a lăsat vreodată în locul lui pe valetul lui de cameră. Pe cel care, știu eu, se îngrijea de el să fie bine învelit noaptea, care îi încălzea papucii, care îi punea în picioare. Nici măcar nu s-a gândit să-l pună rege în locul lui pe, știu eu, un capitan de oaste foarte curajos. Și întotdeauna au ales regii din propria lor familie, sau a fost o lege, legea salică, primul născut de parte bărbătească, îi urma la tron. În Marea Britanie, primul născut, indiferent dacă era bărbat sau femeie. Deci, am vrut să vă spun că inițiativa alegerii unui om care să-L slujească pe Dumnezeu, în Vechiul Testament, indiferent că e vorba de un profet, că e vorba de un împărat, că e vorba de un preot. De exemplu, preoția Vechiului Testament se bazează pe alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu a ales seminția lui Levi. Și din seminția aceasta lui Levi trebuiau să fie mari preoți. Putem să citim câteva versete ca să vedeți lucrul acesta. Moise, ca și Aaron, erau din seminția lui Levi. Și scrie în capitolul 2, un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. Așa s-a născut Moise. S-a născut și Aaron, fratele lui Moise. Aaron a fost primul mare proroc, mare preot din istoria poporului evreu. Și apoi toți urmașii lui după el. Seminția lui Levi a ales-o Dumnezeu pentru preoție. Și nu s-a putut în Israel să fie preoți din alte seminție. La un moment dat, un împărat care n-a vrut să țină cont de poruncile lui Dumnezeu și a permis să aleagă preoți din tot norodul lui Israel, din toate semințiile, și să-i pună proroci, să-i pună preoți. Și bineînțeles că lucrul acesta n-a plăcut Domnului, n-a plăcut absolut deloc Domnului. Spune în capitolul 12 din 1 Împărați, împăratul acesta, Ieroboam, a rânduit o sărbătoare în luna 8, în ziua 15 a lunii, ca sărbătoarea care se prăznuia în Iuda, dar în luna 7-a, și a adus jertfe pe altar. A făcut doi viței, știți istoria aceasta cu cei doi viței pe care și bine, Biblia spune aici că el a pus preoți luați din tot poporul care nu făceau parte din fiii lui Levi. Și lucrul acesta n-a plăcut deloc Domnului. Și a venit un om al lui Dumnezeu și a vorbit împotriva altarului din Betel pe care îl zidise el. Și bineînțeles că am putea continua cu alegerea pe care Dumnezeu în Vechiul Testament o face și o face dintr-un principiu foarte simplu. Pentru că El este sursa autorității și El este sursa puterii oricărui om care intră într-o lucrare pe care Dumnezeu i-o dă să o facă. Adică niciun om din toată lumea nu poate să facă o lucrare de-a lui Dumnezeu dacă nu este împuternicit de Dumnezeu și nu este ales de Dumnezeu în lucrarea aceea. La un moment dat, când îl alege pe prorocul Ieremia, spune cuvântul Domnului, citesc și de aici un verset. Ieremia era un copil, spune Biblia, și bineînțeles, ca și copil, s-a speriat de chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu și zice: dar tu încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce-ți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui
și împotriva poporului țării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Deci Dumnezeu l-a ales pe Ieremia, i-a spus să nu se teamă de ei, i-a spus să nu zică că e un copil, că va merge la toți aceia la care îl va trimite și va spune ce va porunci Dumnezeu, și-a întins mâna și i-a atins gura. Și-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Numai că la Ieremia i-a fost frică. Și totuși Dumnezeu spune, eu voi fi cu tine ca să te scap. Sursa autorității lui Ieremia era în faptul că Dumnezeu l-a ales, Dumnezeu l-a împuternicit și Dumnezeu, care este sursa existenței Universului întreg, își poate delega autoritatea lui către acea persoană pe care vrea să o împuternicească ca să facă o lucrare. Când s-a dus David la război împotriva filisteanului Goliat, n-avea nicio șansă. Nicio șansă. Un om războinic a priceput asta și Saul. Cu toate că i s-a spus atunci când slujitorii lui îl au găsit pe David, un om puternic, viteaz, frumos la chip, cântă bine și Dumnezeu este cu el. Dar Saul îi spune, când zice că vrea să meargă să lupte cu Goliat, nu poți să te duci să te lupți cu el. Că el e un om războinic din tinerețea lui. Pe lângă că e foarte mare, e foarte puternic fizic, e și foarte versat în mânuirea armelor de luptă. Nu poți să te duci. Ma David se duce și îi spune acelui uriaș de-a filistenilor, tu vin potriva mea cu sabie, cu scut, cu suliță, cu pavăză, dar eu vin împotriva ta în numele Dumnezeului oștirilor. Cine merge într-o lucrare în numele Dumnezeului oștirilor, Dumnezeu își delegă autoritatea pentru acea persoană, pentru acel conducător, pentru acel lider, pentru acel preot, pentru acel împărat, pentru acel slujitor al lui, ca să aibă puterea să stea împotriva întregii lumi. Sunt două feluri de a alege pe cineva și de a împuternici pe cineva. Societatea omenească cunoaște două astfel de poziții, de situații. O să vă spun câteva cuvinte despre fiecare. Ca să înțelegem apoi ce se întâmplă în Noul Testament și să înțelegem ce se întâmplă în zilele noastre. Există principiul acesta zis de oameni democratic. Primele popoare care au promovat democrația nu au fost americani, nici măcar francezi în 1793, la revoluția lor. Primele popoare care au practicat democrația au fost grecii și apoi romanii. Să vă dau numai câteva exemple. În poporul roman erau alegeri din doi în doi ani. Erau aleși întotdeauna doi consuli care trebuiau să chivernisească binele Imperiului. Sau mai bine zis, a Republicii Romane, că nu avea de fapt statutul de Imperiu. Și acela de Republică și acești doi consuli, unul era însărcinat cu organizarea militară, cu problemele de apărare ale țării, de cucerire, și unul era însărcinat cu administrația civilă. Bineînțeles că pe lângă acești consuli, care aveau atribuții militare și civile, mai erau aleși edilii, termenul folosit și în limba noastră română, pentru alegerea primarilor. Ei, în adevăr, și atunci, edilul Romei, de exemplu, se ocupa de administrarea orașului Roma. De aprovizionarea cu grâne, cu un de lemn, cu animale și mai erau de repararea străzilor, de a podurilor, de îngrijirea templelor și așa mai departe. Erau diverse administrații în Imperiul Roman care toate
se alegeau prin vot. Și latinii au emis ei un dicton legat de aceasta, care spunea cam așa, vox populi, vox dei, vocea poporului, e vocea lui Dumnezeu. Adică o mulțime de oameni își uneau puterile lor și le dădeau unui om care se reprezinte. Și omul acela, bineînțeles, pe vremea aceea se puteau cumpăra ca și astăzi voturile. Cine promitea mai mult circ, mai multă pâine, mai mult un de lemn, mită electorală, cum e numită astăzi, acela avea șanse mai mari să câștige alegerile. Și atunci încerca să se țină de cuvânt ca să mai câștige eventual un mandat. Sau două, sau trei. De-aia toți cuceritorii romani, când se întorceau la Roma, făceau daruri bogate poporului care i-o ales în funcție. Aduceau foarte mulți sclavi, aduceau grâu, aduceau aur, aduceau un de lemn, aduceau animale, aduceau mărfuri de toate felurile, ce jefuiau din cetățile cucerite. Și pe baza acestor daruri pe care le făceau cetățenilor Romei, celor care votau în slujbe, sigur că mai erau aleși probabil și altă dată. Până în ziua de astăzi există acest principiu pe care oamenii, unii dintre ei, îl cred imbatabil. Democrația. Ce alege omul cu mâna lui îi sfânt. Nimic mai fals. O bună parte din timp în istorie a dispărut principiul acesta. Și s-a împământenit un principiu biblic. Mai bine spus, atunci când Imperiul Roman a venit într-o coliziune frontală cu religia iudeo-creștină. Foarte multe din cele ce evreii le aveau deja ca principii de viață care le guvernau viața, le-au preluat și popoarele străine, neamurile, care au îmbrățișat creștinismul. Așa a ajuns, de exemplu, egalitatea să fie o instituție de drept divin. De ce? Pentru că întotdeauna un rege sau un împărat trebuia să se bizuie în autoritatea lor, lui asupra maselor de oameni pe alegerea lui Dumnezeu. După principiul că regii evrei au fost aleși de Dumnezeu. De-aia, chiar dacă a ajuns până la urmă mai mult un simulacru, chiar și în țările române, chiar și în Balcani, chiar și în toată Europa, un rege trebuia să fie uns, înscăunat, așezat pe tron de un sobor de preoți, de un arimandrit, de un episcop și pentru țările catolice, de însuși papa. Papa, până la urmă, a avut cu adevărat o mare influență asupra împăraților pământului prin puterea lui de a-i așeza pe scaune de domnie și de a-i da jos de acolo. Vreau să vă spun că a dispărut principiul acesta al democrației în timpul Evului Mediu, dar odată cu Revoluția franceză a revenit, de fapt, fiara aceea de care am vorbit noi odată, care a fost, nu mai este și va veni, care era legată și de democrație, este din nou astăzi în viață, trăiește și democrația se răspândește cu iuțeală mare în toate colțurile lumii. Ba se trag sfori ca ea să izbutească și acolo unde până mai ieri alaltă ieri nu a fost. Așa au căzut regimurile comuniste în Europa de Est, pe baza acestui fapt că trebuie neapărat să fie democrație în toată lumea, adică oamenii să fie cei care decid ce cale vor să urmeze. Oamenii să aleagă cu mânuța lor, în fruntea lor, lideri care să le facă pe plac. Uitați-vă, în Statele Unite ale Americii, la un moment dat, a fost ales un președinte înainte de Trump, care a promis libertate la avort, libertate la, știu eu, minoritățile sexuale, libertate la tot felul de lucruri și a fost ales președinte de două ori. A venit Trump, că sunt încă mulți conservatori în America și l-au ales, dar vedeți ce probleme are cu menținerea la putere. Și nu se știe dacă va mai fi ales vreodată.
Principiul acesta al democrației, până astăzi valabil, afectează și biserica. Biserica a apărut tot printr-o alegere pe care a făcut-o Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venind în lumea aceasta. Biblia ne spune foarte clar, cred că în toate evangheliile, mai puțin Evanghelia după Ioan, de exemplu, în Evanghelia după Matei, ni se spune, Iisus a chemat pe cei 12 apostoli ai Săi. Ni se dau câteva elemente cum i-au chemat pe apostoli. Spune în capitolul 9, versetul 9, de acolo Iisus a mers mai deoparte și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, vină după mine. De exemplu, în tot în Evanghelia după Matei, mai este prezentat chemarea patru ucenici în capitolul 4. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El i-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. O mers mai departe, au văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor. El i-a chemat. Și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după ei. Deci există, pe scurt vă spun că timpul trece, dovezi în Scriptură că Domnul Hristos i-a chemat pe ucenici să meargă după El. În Evanghelia după Marcu ni se spune în capitolul 3 cu versetul 13 în urmă Iisus a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimite să propovăduiască. El, Domnul Iisus, a chemat la El pe cine a vrut. Din aia pe care i-a chemat la El, a rânduit dintre ei 12. În Evanghelia după Luca este același cuvânt. În capitolul 6, de exemplu, cu versetul 12. În zilele acelea, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii Săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli, și anume apostoli care mai înseamnă și trimișii cuiva, apostolii cuiva sau trimișii cuiva. E același lucru. I-a numit apostol pentru că avea de gând să-i trimiată în lucrarea de a întemeia biserica. Și a întemeiat biserica. Lucrarea aceasta de a alege în slujbă oameni în Noul Testament este după același principiu pe care l-a avut Vechiul Testament. Adică Dumnezeu și-a delegat autoritatea Lui către slujitorii pe care i-a ales, fie că vorbim de împărați, fie că vorbim de proroci, fie că vorbim de judecători, fie că vorbim de preoți, fie că vorbim de orice altfel de slujbă, Dumnezeu i-a ales și Dumnezeu și-a delegat autoritatea către ei ca oamenii aceștia să aibă autoritate înaintea oamenilor. Chiar și împărații străini țineau cont de un proroc despre care se spunea că este prorocul lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a ales în lucrare. Cum a fost, de exemplu, prorocul Ieremia. Împăratul Nebucadnețar l-a tratat cu toată îngăduința, știind că este prorocul lui Dumnezeu. Principiul acesta se păstrează în Noul Testament și Domnul Iisus Hristos își delegă autoritatea Lui către apostoli. Le dă putere. Și le și spune, iată că v-am dat putere peste toată puterea Întunericului. Suflă peste ei și zice, luați Duh Sfânt. Îi trimite în lucrare și îi trimite în lucrare împuterniciți. Să facă lucrarea lui Dumnezeu, să propovăduiască, dar nu numai.
ci și să vindece bolnavii. Să-i ungă cu un de lemn în numele Domnului și să-i vindece. Și sunt multe versete care ne vorbesc despre aceasta în Biblie. Pe baza alegerii pe care Dumnezeu a făcut-o, Domnul Iisus a făcut-o, cu apostolii, în ziua de cincizecime, ia ființă biserica. Ia ființă biserica și biserica aceasta, fondată pe temelia apostolilor și prorocilor, spune apostolul Pavel, atunci când îi scrie la Tit o scrisoare. Când scrie la Efeseni, spune, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Asta este biserica, acea clădire spirituală, domnicească, fondată de Domnul Iisus Hristos pe apostol, inclusiv fie apostolul Pavel, și bineînțeles că principiul acesta ar fi trebuit să rămână valabil pe tot parcursul existenței bisericii aici pe pământ. Adică alegerea unui slujitor, alegerea unui om care îl slujește pe Dumnezeu și primește din partea lui Dumnezeu împuternicirea de a face lucrarea lui și Dumnezeu își delegă autoritatea asupra unui astfel de om, ar trebui să fie pe parcursul întregii istorii a bisericii. Hai să vedem câteva cazuri de slujitori aleși de Dumnezeu în Noul Testament și la care Domnul Hristos a delegat autoritatea. Dacă mergem în Faptele Apostolilor, aici ni se spun câteva lucruri despre lucrarea aceasta. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor să nu vă depărtați de Ierusalim până veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. În ziua cincizecimii se coboară Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îi însoțește pe apostoli, pe ucenicii Domnului Iisus Hristos, pe toți aceia care vor crede prin cuvintele lor, în locul Domnului Iisus, exact după cum a promis El. El a spus, nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și va fi în voi. Și El vă va învăța, El vă va călăuzi. Adică Domnul Hristos le-a promis că mai departe lucrarea în numele Lui o va face Duhul Sfânt. Ei nu vor rămâne singuri. Și zice, și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. După ce au ajuns în poziția aceasta să fondeze biserica, au trebuit aleși oameni în lucrare. Există un episod în care mulțimea uceniților le-au ales pe diaconi pentru lucruri administrative. Nu o să mă opresc acum asupra acestui lucru. Diaconii au fost aleși ca să slujească la mese, ca să organizeze ajutorările, ca să nu mai cârtească unii și alții căstrecuți cu vederea la împărțirea ajutorului de peste zi. Dar uitați-vă câteva cazuri de alegere pe care îi reprezintă Biblia atunci când Dumnezeu vrea să pune pe cineva în lucrare. Spune Biblia aici în Faptele Apostolilor, în capitolul 13, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Doi oameni, doi apostoli, doi trimiși pe care biserica din Antiohia i-a trimis într-o lucrare
După ce s-a pronunțat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu prin Duhul Sfânt a vorbit acestor oameni, acestor sfinți, acestor credincioși, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Chiar și când a fost ales un apostol ca să iei locul lui Iuda, Biblia spune că n-a fost ales oricum, ci la inițiativa lui Petru, frații au pus înaintea Domnului pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales. Chiar dacă au făcut ei o preselecție, au făcut o preselecție ca să fie cineva dintre toți care i-a însoțit în toată vremea, de la botezul Domnului Hristos la Iordan, până la înălțare, care a fost tot timpul în preajma Domnului, dar n-a fost din numărul celor 12 intimei lui. Și acum trebuia completat numărul de 12 prin plecarea lui Iuda, ca să meargă la locul lui, zice Biblia. Și bineînțeles că lucrul acesta s-a făcut tot de către Dumnezeu, în felul în care atunci apostolii au știut prin sort. Aici, de această dată, Biblia ne vorbește că Duhul Sfânt s-a pronunțat: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, sau pe Pavel, pentru lucrarea la care i-am chemat. În toată Biblia este plină de aceste mențiuni că Duhul Sfânt, Dumnezeu prin Duhul care l-a dat, alege slujitori. În Faptele Apostolilor, în capitolul 20, în versetul 28, după ce Pavel o trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii, deja biserica avea o formă destul de avansată de organizare, și când au venit, a stat de vorbă cu ei, i-a îndemnat, i-a sfătuit, și versetul 28 spune: luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi. Remarcați, nu luați seama la toată turma care v-a ales pe voi în slujba de episcop sau de prezbiter. Că slujba aceasta de păstor, de episcop sau de prezbiter e aceeași. Se folosesc nume diferite pentru aceeași persoană. Iacob, Pavel o chemat prezbiterii, dar prezbiterii aceștia, de fapt, îi numește și episcop pentru că erau supravegheatori, adică supravegheau lucrarea lui Dumnezeu. Hai să mai citesc, vorbind despre lucrarea de alegere a slujitorilor, Pavel, în prima lui, în epistola pe care o scrie, în prima epistolă care apare după Faptele Apostolilor, epistola lui Pavel către Romani, în primul capitol, primul verset, Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu l-a pus deoparte, el spune într-o altă parte, Dumnezeu l-a ales din pântecele Maicii lui, ca să-l pună deoparte. Textul acesta pe care l-am citit ne spune foarte clar că Dumnezeu a ales și a pus în biserică, a rânduit în biserică apostoli, proroci, învățători, apoi cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Am citit și din Efes un cuvânt mai complex și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Cine el? Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos. El a dat. El prin Duhul lui cel Sfânt a rânduit în biserică toate aceste slujbe și toți acești slujbași.
Atunci când a fost vorba de alegerea lui Timotei, care a fost mâna dreaptă a lui Pavel și care a slujit împreună cu Pavel. Și capitolul 4 din 1 Timotei ne spune: nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata presbiterilor. Adică, ce înseamnă asta? Ca și în cazul lui Barnaba și al lui Pavel, Duhul Sfânt s-a pronunțat și asupra lui Timotei. Și apoi ceata presbiterilor și-a pus mâinile peste el și l-au consacrat în lucrare. Și bineînțeles, mai putem găsi exemple de alegerea pe care o face Dumnezeu și de faptul că El trimite în lucrare. Care e vremea pe care o trăim noi astăzi? Astăzi, democrația a intrat în biserici. Adică, sunt două feluri în care se aleg slujitorii. În primul rând, este instituțiile acestea de învățământ superior, numite institute teologice sau universități de teologie, în care oamenii obțin o diplomă. Și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, nu am nimic împotriva școlii. Mi-a plăcut și mie în viața mea să citesc și am întâlnit în viața mea oameni care nu credeau că n-am nicio diplomă universitară. Pentru că ziceau, prea multe știi ca să nu-i făcut o școală. Cel puțin de litere. Nu. Am făcut o școală 10 ani. Era pe vremea aceea treapta întâi de liceu, după ce ai terminat clasa 8-a. Și apoi am făcut o școală profesională ca să am o meserie, o bucată de pâine. Și bineînțeles că am citit toată viața mea foarte multe cărți. Și am fost ceea ce, fără falsă modestie, ar zice, se numește un autodidact, un om care s-a instruit singur. Nu erau alte posibilități atunci. Am fost 9 frați, am fost al treilea. Mi-aduc aminte când m-am dus cu tata meu la Cugir, unde m-am înscris la o școală profesională, să mă fac strungar. Și secretara școlii îi spune tatălui meu, băiatul a învățat destul de bine, de ce nu-l înscrieți la liceu? Și tata m-a scos afară pentru câteva momente să vorbească ceva cu mine în particular. Și a zis că vrei să merg la liceu? Și am zis, ticule, eu știu, m-aș duce dacă dumneavoastră vrei. Și el așa, ca și cum ar fi vorbit cu el, a zis, băi, vezi tu, tu ești al treilea, dacă erai mai la urmă, dar s-o grămadă în spatele tău, dacă vor să facă tăți liceul, ce fac? La profesională îți dă ceva bursă, trebuie să stai aici la internat, la liceu, trebuie să plătim internatul. E destul de greu pentru mine. Și am zis, ok, las că fac profesionala și o-i fac eu școală după aia. N-am mai făcut-o niciodată și am 61 de ani și nu-mi pare rău că n-am făcut-o. Există școli teologice și s-au înființat aceste școli teologice cu un gând bun. Numai că, remarcați, din Biblie înțelegem că primii apostoli, ei nu au avut niciun fel de pregătire teologică. Biblia spune că erau oameni necărturari. În vremea lor și în vremea Domnului Iisus Hristos și în vremea lui Pavel pe pământ era școală teologică la Ierusalim. Apostolul Pavel spune că el a învățat la picioarele lui Gamaliel. A fost mai avansat decât mulți alții din neamul lui, în cunoașterea lui Dumnezeu și a legii lui Dumnezeu. Dar ceilalți apostoli, Domnul Hristos i-a ales și nu i-a ales pentru că ar fi avut vreo școală. Ori un lucru pe care îl văd foarte nepotrivit astăzi, se spune foarte clar în toate cultele, ca să fii păstor într-o biserică, și e de discutat dacă într-o biserică trebuie să fie un păstor sau o ceată de prezbiteri, se spune că nu poți să fii păstor principal într-o biserică dacă nu ai absolvit un institut teologic. Ca și cum pe tine te califică pentru lucrare cunoștințele pe care le poți dobândi într-o școală. Ceea ce cred eu că este o denaturare de la spiritul Bibliei. Și vin unii și argumentează, dar Pavel nu a avut școală?
Pavel a avut școală. Și asta l-a calificat pe el mai mult decât pe ceilalți să lucreze mai mult decât toți predicând Evanghelia la neamuri. Hai să vedem dacă e așa. Biblia ne spune foarte clar despre el că învăța la picioarele lui Gamaliel. Și în ce s-a calificat el învățând la picioarele lui Gamaliel? A fost foarte calificat de a prigoni Biserica Domnului. Era așa de incompatibil Pavel cu școala lui, la picioarele lui Gamaliel, cu institutul lui teologic evreiesc, mozaican, încât atunci când au apărut creștinii, mai întâi și-au dat acordul la uciderea lui Ștefan cu pietre și martorii au pus hainele lor la picioarele lui. Apoi a mers la Damasc cu scrisori de la mari preoți și de la soborul evreiesc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, adică pe calea Domnului Iisus, să-i aducă legați la Ierusalim. Și bineînțeles, Domnul iasă înainte și el spune niște lucruri interesante după ce se întâlnește cu Domnul Hristos, după ce îi este descoperită Evanghelia adevărată a mântuirii, după ce se întoarce de la calea pe care umbla el, că tot ceea ce a avut el, tot, a socotit ca un gunoi. De ce? Că era mai important pentru el să-L cunoască pe Hristos decât tot ceea ce i-a învățat școala aceea pe care el a făcut-o la Ierusalim, la picioarele lui Gamaliel. Deci, la Pavel nu i-a folosit teologia ca să fie un bun creștin. Dimpotrivă, faptul că a învățat la picioarele lui Gamaliel l-au făcut să fie mai contra creștinilor decât oricare altcineva. După ce s-a întâlnit cu Domnul Hristos, pregătirea lui teologică, școala pe care a avut-o și tot ceea ce ar fi putut să fie pentru el o pricină de laudă a socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Mai mult, cu toate că unii încă insistă că, uite, el a avut școală și de a fost calificat ca să facă lucrarea aceasta de apostol al neamurilor, ne spune cuvântul Domnului că el după 14 ani, în Cartea Galatenilor scrie acest lucru, s-a dus la Ierusalim ca să se întâlnească cu cei mai cu vază dintre apostolii Domnului Iisus Hristos. Spune el, după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba. Și-am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri. Și le-am arătat Evanghelia pe care o propăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Pavel spune că Evanghelia pe care a primit-o el nu este de o bârșie omenească. El spune că n-a primit-o de la un om, ci de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta. Și el are îndrăzneala să afirme că după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lumea. Și totuși spune, m-am dus la Ierusalim ca să le arăt Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, ca nu cumva să fie alergat sau să alerg în zadar. Ce vrea să spună Pavel cu asta? A recunoscut că apostolii care au stat în preajma Domnului Iisus timp de 3 ani și jumătate, au primit Evanghelia de la Domnul Hristos și a vrut să se compare cu ei, ca nu cumva să facă vreo eroare în slujba pe care o face. Și Biblia spune, nici chiar Tit care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost lins de taie împrejur. Apoi spune, cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, ori
ce ar fi fost ei nu-mi pasă, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor, aceștia zic, cei cu vază nu mi-au adus nimic. Adică nu i-au spus la Pavel că în vreo privință n-ai primit bine prin descoperire dumnezeiască. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, pentru cei tăiați împrejur, că-s cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba, care era mâna lui dreaptă de însoțire, ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei netăiați, iar ei la cei tăiați împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Pavel o ținut mai mult să se verifice cu cunoștințele și cu ceea ce știau niște oameni necărturari care au învățat direct de la Domnul Hristos și s-au bazat pe promisiunea Domnului Hristos că Duhul Sfânt îi va învăța când vor avea nevoie de învățătură, decât să se bizie pe școala lui, pe care el spune cu gura lui, le-a socotit toate acele lucruri ca un gunoi. Ce se întâmplă în bisericile de astăzi, chiar și în Biserica Apostolică Pentecostală Română, astăzi este la mare preț alegerea unui slujitor dacă are școală. Dacă are școală. A unui slujitor. Apoi, este încă ceva care cred că este o deviere de la ceea ce a fost la început Biserica Pentecostală sau Biserica Apostolică în România. Votul. Votul acesta zis democratic. Este foarte clar. Este foarte clar aceasta. Oricine nu este de acord poate să vă contacteze și să stăm de vorbă, dar cu inimă curată. Că dacă într-o biserică este un slujitor, un păstor, și este prin construcția lui mai liberal, a făcut un institut teologic, a învățat multe pe la școală, numai despre pocăință nu a învățat nimic, numai despre smerenie, despre umilință, nu a învățat nimic, și mai trebuie să pună niște slujitori. Bineînțeles, ca și slujitor în slujbă, el este cel care va face propunerile. Sau care va influența propunerile. Și pe cine va alege biserica? În continuare. Sau alături de. Dacă va fi vreo prorocie în biserica aceea, ceea ce mă îndoiesc, că Duhul Sfânt s-a pronunțat cu privire la o persoană. Va fi luat în derâdere, va fi tratat cu dispreț și persoana aceea numită de Duhul Sfânt și prorocul respectiv. Într-o biserică de aici din Canada, cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, nu aici, la Gatineau, unde sunt acum, printr-o soră venită din România, am avut o lucrare. Întâmplătorii la mine în Biblie și astăzi. Lucrarea asta a fost în 4 iulie 2012. Scrie jos pentru fratele Vale. Mi-a scris-o și mi-a dat-o. Ca nu cumva să uit. Nu știu dacă o dat-o și fraților din adunare. Spune lucrarea aceasta așa. În timpul zilei de post și rugăciune, Domnul mi-a arătat următoarea vedenie. În biserica din, nu mai spun numele localității, era un stâlp mare, rotund, și pe el era așezat un vas care strălucea ca aurul și deasupra vasului era pus un capac de lut. Mi s-a dat că stâlpul și vasul erau unul și aceeași persoană.
Un vânt din partea stângă, vest a stâlpului, a început să sufle. Un vânt pentru a scoate stâlpul și pentru a fi mutat în altă parte. Vocea Domnului a spus așa: au mai trecut multe vânturi peste acest stâlp, dar nu au avut izbândă, pentru că eu, Domnul, l-am așezat ca zid de susținere și vreau ca să susțină adevărul și în Sion. Pentru că din pricina păcatului, lucrarea mea, zice Domnul, este împiedicată. Și vreau să lucrez în Sionul acesta. Și zice aici, în lucrarea aceasta, și vasul a fost acoperit din pricina necredinței care a dus-o vrăjmașul în Sion, în urma păcatului, care și-a făcut cuib. Dar vreau să scot păcatul afară, vreau să scot la lumină unele lucruri ascunse, și vasul este un vas de cinste, spune, spre care s-au îndreptat multe săgeți ale diavolului și vreau să-i dau autoritate de lucrare în adevăr. Viu este Domnul care dă întăritură vaselor și slujitorilor săi. Amin. Pentru fratele Vara. Ce-o vrut să spune lucrarea aceasta? Eu am înțeles-o pentru că am avut mult de furcă în lucrarea în care eram atunci, exact din aceste motive a necredinței. Ce nu se credea? Cuvântul specific al Scripturii. Adică nu eram de acord cu rânduiala care oamenii o pot așeza, indiferent cât de bine și meșteșugit, întomnit ar fi ea. Dacă avem o învățătură în Sfintele Scripturi, i-ar fi trebuit luată ca atare. În cartea aceasta sfântă, pe tot ca cuprinsul Bibliei, principiul acesta este de neschimbat. Slujitorii alege Dumnezeu și nu-i alege în funcție de pregătirea teologică, de poziția socială, de numărul de neamuri din adunare. Și acesta este un truc la care se recurge. Ai multe neamuri, poți ușor să ajungi într-o slujbă. Prin vot. Odată ce s-a schimbat principiul, nu mai mergem pe a întreba pe Domnul despre lucrarea aceasta. Și dacă într-o biserică trei sferturi din oameni firești, cu libertăți, în gândire, în practică, nu o să aleagă niciodată o biserică firească un slujitor duhovnicesc, spiritual, pentru ei. Niciodată nu o să aleagă. Ci o să aleagă oameni care să le facă pe plac. În același fel în care atunci când Moise nu mai cobora de pe munte, poporul evreu s-a dus la Aron. Nu l-a pus Dumnezeu pe Aron lider. Încă nu era mare preot. Dar au zis, ieși tu acolo pe lângă Moise. Dacă nu-i Moise, dregătorul, și ești tu aici cu noi, fă-ne un Dumnezeu. În vremea pe care o trăim, acum nu știm când se vor relua lucrările în biserici. Dar cred că un motiv pentru care lucrurile nu mai mergeau foarte bine în adunările creștine erau și acestea, pentru că s-au așezat în fruntea adunărilor slujitori, la care principalul atu a fost școala și a doilea votul democratic. Apoi, și asta n-a început acum de când sunt eu în Canada, a început din România de mai demult. S-a ajuns la practica dacă era o prorocie în biserică, cu voce tare, indiferent pentru cine. Să vină frații și să spună, uite, noi suntem cu rânduiala la biserică. Să nu mai prorocești. Dacă ai ceva de spus, scrie pe hârtie și dă-ne în scris. Sau vină la noi, la comitet, sau vină la mine, deoparte. Și nu mai spune public în adunare ce ți-a descoperit Domnul. Să cercetăm mai întâi lucrurile. Oare practica aceasta a fost și în biserica primară? Eu cred că nu. Biblia spune foarte clar și foarte explicit, și putem să citim, în ce fel puteau să se manifeste prorocii în biserică. Pentru că e adevărat.
se pot isca neînțelegeri în ceea ce privește slujbele în adunare. Numai că Pavel dă recomandări ca să fie rânduială în biserică, dar nu să fie oprite darurile spirituale. Biblia spune foarte clar în ceea ce am citit, Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli și pe locul 2 nu i-a pus pe prezbiteri, care azi își spun păstori, că li se pare că e un titlu mai înalt, ci i-a pus pe proroci. Și prorocii, spune în 1 Corinteni, în capitolul 14, prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ și se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Biblia spune cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Adică nu să-i oprești să nu se mai manifeste în biserică. S-a ajuns la această lucrare pentru că s-a organizat, structurat cultul, biserica, ca o instituție în care există o ierarhie. Eu aș zice că ierarhia aceasta în biserică e învățătura nicolaiților. Domnul Hristos a intenționat, când a plătit cu viața Lui, cu sângele Lui, păcatele tuturor oamenilor, să răscumpere pentru Dumnezeu și pentru El oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă și din orice norod și să facă din ei o împărăție și preoți. Adică toți acești răscumpărați să fie împuterniciți de Dumnezeu să-L reprezinte în lumea aceasta și să aibă daruri spirituale. Care daruri spirituale să fie de folos bisericii. Cum spune aici, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Adică Dumnezeu n-a dat la un singur om. Spuneam că este ales un singur slujitor în fruntea unei biserici. Acum este păstor principal, păstor asistent, păstor de tineret, apostolul Pavel, și bineînțeles, dacă vorbești cu cineva, îți spune și asta a fost un fel de a organiza biserica. Atunci când Pavel îi scrie la Tit, citesc și de aici un singur verset, capitolul 1, versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Ce înseamnă lucrul acesta în înțelesul nostru? Că cu autoritatea pe care apostolul Pavel i-a dat-o lui Tit. Tit, făcând uz de această autoritate, care venea de fapt de la Dumnezeu, acolo, în Creta, în fiecare cetate, a așezat nu cât un prezbiter, ci prezbiteri, care înseamnă cel puțin doi. De ce trebuie să fie mai mulți? Pentru că așa ne spune cuvântul Domnului și în Timotei, peste el și-au pus mâinile ceata prezbiterilor, care
pot să fie din aceeași comunitate. Pentru că atunci când, după modelul Domnului Iisus Hristos, El a ales pe mai mulți să facă parte dintre apropiații Lui, oamenii aceștia împreună au putut să facă o lucrare. La Ierusalim, când a venit Pavel, după 14 ani de la chemarea lui în lucrare, erau cel puțin 3 apostoli care erau priviți ca stâlpi și care acționau împreună. Uitați-vă în Fapte 15, la primul sinod, cum îl numesc unii teologi, al bisericii. Ia cuvântul Petru, ia cuvântul Ioan, ia cuvântul Iacob. Toți cei 3 stâlpi. Atunci când există o ceată a prezbiterilor, așa cum zice în Iacob, dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii. Nu se mai întâmplă multe lucruri acum când se roagă cineva pentru bolnav. Păstorul se roagă pentru bolnav. Rare ori când se mai întâmplă câte ceva. Dar am auzit de la bătrânii noștri și am vorbit cu frații. În tinerețea mea și acum, mai la bătrânețe. Când mergeau într-o lucrare de felul ăsta, dintr-o adunare 5-6 slujitori. Și se rugau pentru cineva și Domnul le-a izbândă. De ce nu deși acum când e un om singur? Care face lucrarea. Și chiar dacă mai are un slujitor, 2 în adunare, nu-i cheamă și pe ceilalți. El singur s-o facă. Ca să tragă toată slava asupra lui dacă se întâmplă un miracol. Numai din păcate nu prea se întâmplă. Dar când sunt mai mulți care practică, care se duc la un bolnav și își pun mâinile peste el și îl umplu de lemn și se roagă pentru el, se întâmplă miracolul și nimeni nu poate zice pentru mine a făcut Dumnezeu lucrarea aceasta. Chiar e numai unul din ceilalți prezbiteri. Când există cineva cocoțat în vârful unei structuri, începe să aibă impresia că el ține toată structura prin puterea lui. Pe când, de fapt, structura îl ține pe el acolo. Dumnezeu nu aceasta a intenționat. De-aia a spus apostolilor, cine vrea să fie mai mare între voi, să fie sluga tuturor. Să fie robul tuturor. Se mai întâmplă ceva. Atunci când e o ceată de prezbiteri, își pot împărți atribuțiile. Există biserici cu 300, cu 400 de membri adulți. Și acum a fost o mare problemă că nu s-au putut strânge la adunare ca să iei cina Domnului. Și a organizat, știu eu, drive-thru, adică pus în pachetele, am vorbit despre ce înseamnă pentru mine cina Domnului și de ce nu sunt de acord cu practica aceasta cu păhărele și cu azima băgată prin știu eu, pliculețe și dat așa ca un cadouaș la fiecare persoană care vine cu mașina să leie. Și au organizat-o așa cum s-au gândit ei că, zice, n-avem cum să o facem. Dar dacă în biserica aia de 200 de membri, de 250, de 300 de membri aveai o ceată de prezbiteri, aveai 15-20 de prezbiteri, cum au fost în viacul apostolic, într-o biserică, că nu erau foarte mari, erau prin case și erau 3-4 prezbiteri într-o adunare de câteva 10 de persoane. Dacă aveai 20 de prezbiteri, puteai să împarți comunitatea pe grupuri și să trimiți pe fiecare prezbiter într-o casă unde se mai strângeau 5-6 familii și să deie cina. Și rămânea principiul biblic valabil și se putea face lucrarea. Dar dacă nu se mai deschid ușile niciodată și frații n-au rânduit prezbiteri în fiecare cetate ca să nu împartă cu prea mulți locul ăla de după amvon. Că ăla e un loc tare scump și tare dorit de mulți oameni. Să fii bine văzut. Democrația și școala au impus în biserica apostolică, pentecostală, reguli care nu sunt biblice. Și dacă mai durează mult, restricția aceasta de a se strânge credincioși în casele de rugăciune, acești unici slujitori,
din fruntea unei turme, vor rămâne fără obiectul muncilor. Vor rămâne fără obiectul muncilor. Și acum vreau să vă spun ceva. Nu-s toți vinovați de starea aceasta de lucruri. Unii pur și simplu au moștenit situația aceasta. S-au trezit în această biserică și au acceptat și cele bune ca și cu cele mai puțin bune. De dragul păcii, de dragul de a nu fi considerați oameni care iasă din rând, din front. Numai că frații, surorile trebuie să gândească că s-ar putea întâmpla foarte mulți în vremurile astea de restriște să se piardă pe drum. Și atunci, ce-i de făcut? O întoarcere la Biblie, la învățătura Scripturii, în ceea ce privește slujitorii, în ceea ce privește alegerea slujitorilor, în ceea ce privește împuternicirea pentru lucrare a slujitorilor lui Dumnezeu, ne va aduce în situația să fie bisericile mai pline de viață, fără atâtea, știu eu, formații muzicale și fără atâtea organizări de astea pe lângă Scriptură, dar cu o viață spirituală sănătoasă. E adevărat, s-ar putea ca unii să nu mai vrei să intre într-o astfel de adunare. Unde nu mai există vedetism, unde nu mai există posibilitatea să-ți arăți talentul, unde nu mai există posibilitatea să promovezi pe baza școlii, nu pe baza darului pe care ți l-a dat Dumnezeu, s-ar putea ca unii să nu mai vrei într-o astfel de biserică. Dar la fel s-ar putea ca să fie unii ca să nu mai vrei într-o biserică cum a fost cea până de acum 2-3 luni în urmă, când în casele de rugăciune erau adevărate spectacole. Rugăciuni de 2-3 minute. Descoperiri prin Duhul Sfânt? Nu. Aceiași abonați la predică. La toate convențiile acestea care se fac în America, în Canada, aceiași predicatori. Chiar și în România. Câteva nume. Dar spunem că suntem vreo 300.000 de penticostali. Cum? Numai 10-15 oameni au daruri speciale din partea lui Dumnezeu? Dar restul nu și ei o împărăție sfântă? O preoție pentru Dumnezeu? Nu le-a dat și lor Dumnezeu daruri? Sau pentru că au fost ținuți ca simpli spectatori în biserică, în mulți, Duhul s-a stins. Mi-aduc aminte că am pus pe un frate, când conduceam o slujbă la Montreal să se roage. Nu s-a rugat niciodată în biserică. Și am avut un îndemn din partea Duhului Sfânt să-l pun să se roage la încheiere, la sfârșitul slujbei. Și s-a rugat. S-a rugat 40 de minute. Și la sfârșitul rugăciunii lui toată biserica plângea în hohot. Și am întrebat pe unii frați, pe omul ăsta, nu l-a văzut nimeni până acum. Ridicau toți din numeri, au rămas uimiți. Ăsta are un dar de rugăciune, ar fi trebuit să roage din două în două duminici, dacă altceva nu vrea să facă, sau nu știe să facă. Dumnezeu în fiecare a pus ceva. Doamne, timpul s-a dus, poate s-ar mai fi putut spune câte ceva despre alegerea aceasta a slujitorilor și beneficiile când o biserică îi condusă de ceata prezbiterilor și nu de un singur slujitor. Și nu de cineva susținut de neamul, de rude sau de grupul de tineri care le place mai multă libertate. Ci de toată comunitatea, dar mai ales de Dumnezeu. E adevărat, când te alege Dumnezeu într-o lucrare cum l-a ales pe Moise, s-ar putea să existe riscul, dacă nu ești pe placul oamenilor, oamenii să strângă pietre. S-a întâmplat de multe ori. S-a întâmplat cu Moise de câteva ori. S-a întâmplat cu Ilia, trebuit să fugă. S-a întâmplat cu Ieremia. S-a întâmplat cu Apostolul Pavel. S-a întâmplat cu mulți credincioși. Numai dacă faci lucrarea lui Dumnezeu, un lucru e clar. Într-o zi, pentru slujba pe care ai făcut-o, Dumnezeu te va răsplăti. Amin.